Vă doresc mult succes de la început, să obțineți multe stele din partea juraților și să vă bucurați de emisia asta superbă. Dăm startul defilărilor? Da. 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 Da, zise ea, școlărița noastră de astăzi, Rebecca. Nu cu ea începem, ci cu... Da. Da. Nu te așeza, Iris. Trebuia să zic ceva despre Iris, să îi fac o prezentare. Practic, nu am cuvinte. Vă las doar să o admirați. Ciufulibilă ești astăzi, Iris. Și extrem de sexy. Niște tatuaje pe care până acum n-am avut ocazia să le vedem. Mă bucur să facem cunoștință cu ele. Bună. Să explicăm. Bună. Ai un pește într-o pungă? Am un pește într-o pungă. Ce înseamnă? Și deasupra lui scrie PSLL. PSLL? Da. Pește de vânzare și selfish. E un... joc de cuvinte foarte pueril, dar... Auzi cum? Nu mi-am selfish. Selfish! Bună, hello, bună ziua! Și din colo, întoarce-te puțin. Ăsta este irisul pe care cred că l-ați mai văzut în prima... Da! De mult nu l-am mai văzut și mă bucur să-l văd astăzi, să-l revăd astăzi, Iris, draga mea. Cam unde merge cam tu unde? Așa? Astăzi am o întâlnire. Cu mama soacră, Ilinca. Cu mine. A, tu cu tine? Cu mine din prima ediție de Bravo I Steal. Da. Mă duc să mă spovedesc și în același timp să-i fac un pic de lecturing. Lui Iris din prima ediție. Da, și ea mi-e implicit. De probabil ce? Când mă vede așa. E, atunci, Ilinca, să ne spună ultimele 3 păcate pe care le-a comis de seara până azi. Păi ce ești, părințelul, tu? Să spovedești în fața țării, așa se face acum. Am... Povedanie modernă. L-am mințit pe taică-meu? Cu legat de prețul unor articole vestimentare. Superb. Asta nu e neapărat păcat, dar pentru mine e, mi-am pierdut o pereche de căști destul de scumpe în mall și am înjurat, cred că, de vreo 2-3 ori. Se iartă, că nu e grav. E grav, omenesc, Iris. Și uite cum au dat-o ei în păcate. Eu continui să te întreb. Cam ce ai... Uite, primele 3 lucruri, să zic, care-ți vin în minte, pe care îi le-ai spune lui Iris din prima ediție. Să-și păstreze energia pe parcurs, indiferent de ce s-ar întâmpla, dacă poate. Să se canalizeze, să se focuseze mai mult pe ea. Și să nu mai lase nimicurile, lucrurile trecătoare, să o atingă atât de ușor și să aibă mai mult răbdare cu părinții și cu prietenii și cu lumea care este curioasă, vrea până la urmă să mă ajute și eu mă agit ca un pește pe uscat și nu știu să primesc ajutor. Bun, hai să vedem ce spun fetele despre ținută. Ioana. Da, mi-a plăcut tare mult energia ta și sper să învăț și eu din ea. Mi-au plăcut învățăturile pe care le-ai spus. Îmi place sexoșenia ta, de ochelari și de geantă, nu știu ce să spun, dar pe total îmi place lucrul. Rebecca? Eu aș fi făcut poate altceva puțin cu părul. Ce anume? Nu știu, mă gândesc, poate l-aș fi prins. Cred că aș fi scos ochelarii. Nu, mie nu-mi plac ochelarii deloc, asta mă deranjează de fapt, nu părul. Da, acum îmi dau seama, aș fi scos ochelarii că nu-mi plac. Și în rest îmi place și catul fustei, îmi place și lungimea, geanta nu mă deranjează, arăți bine, îmi place. Mulțumesc. Ce propui? Bun, aprecieri din partea colegelor tale, Iris, dar acum, în fața juraților, te rog. Mulțumesc, Linca. We'll be right back.
știi că în mod normal jurizarea mea ar fi în felul următor. M-aș așeza în mijlocul platoului, m-aș tăvăli de 3 ori, rollover practic, și aia ar fi ce am avut de spus. În viața viețișoarei mele, nu mă așteptam, ținând cont de Iris, cea care a intrat în competiție, că tot ai pomenit de Iris, cu vinetele și cu varza în geamantan, mă, nu mă așteptam să vii așa. Nu că ești sexy, ești beyond sexy, ești beyond. Ținuta este foarte bună. Vreau să mă îmbrăc așa oricând, oricând. Bă, tu unde te duci așa îmbrăcată? În ai fărat și ochelarii? Poți să scoți ochelarii. Pune și ochelarii dacă vrei. Cum vrei tu? Tu zi mai bine, unde te duci îmbrăcată așa, în afară de Bravo Stil? Sincer? Ia. Aș dori să existe o lume care mă pot duce așa îmbrăcată pe stradă, fără să fiu judecată. Nu pe stradă, like, să mergi așa spre autobuz. Dar să știi că la petreceri poți să mergi așa îmbrăcată. Da. Și te încurajezi în acest sens. Așa aș fi, cred că, arătată cu degetul sau. Dar no. Mi-aș putea asuma un look de genul odată. Ținuta este superbă, deci este absolut, caturile sunt splendide, dantela pe care folosit-o îmi place că te-ai gândit la pantofi de lac, merg la fix stiletul ăștia de lac, ce ai mă? Miliția! Da. Mie nu-mi plac deloc accesoriile, geanta și pantofii, dar se poate trece peste pentru că le-ai integrat bine, există o armonie stilistică. Mă uitam intens la decupajul ăsta al rochiei și la... cum se numește? Terminația, cusătura, finisajul? Dragă, nu. La breteaua lenjeriei. Și nu știam, mi-aduce aminte ceva, dar nu știam de ce anume. Acum mi-am dat seama. Yeah. Mi-aduce aminte de fluturele care stă pe gura lui Claris în... Tăcere. Afișul, Molia. Molia, afișul din promovarea filmului Tăcerea Mieilor. Pune-ți rău ochelarii. Și mai aduce aminte puternic, violent, chiar de Julianne Moore în A Single Fish de data asta, că nu mai avem Single Man. Pentru mine lucrul ăsta mă duce clar într-o zonă de anii 80, de Madonna, de Confessions Tour. Ea a avut exact tipologia asta de păr în timpul promovării. Mi se pare un look foarte bine structurat. Îmi place și mie zona asta de riguros, care mă duce și în zona de Valentino pentru umerii de la capă. Da, e un look care la mine scorează bine. Bravo, ai stil! Mulțumesc, Alex! Mulțumesc, Raluca. Bravo, ai stil, Iris! Mulțumesc, Raluca! E, bravo, dragă! Mulțumesc! Vorbește cu cei de acasă, Iris? Dragilor, dacă vă place de mine, dacă mă găsiți atrăgătoare, inspirațională și nu vulgară, vă rog, deschideți ochii bine, votați 4 la 1, 2, 2, 0, vă pup!